Pe fondul unor dezertări din PSD, deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu, a făcut apel la socialdemocrații parlamentari, care, cuprind cu mintea semnificația integrității morale, să urmeze exemplul colegilor care s-au dezis de liderul PSD, Liviu Dragnea. Toți cei care au părăsit PSD-ul, potrivit parlamentarului liberal, s-au săturat în primul rând de incompetența celor care guvernează. Deputatul Gheorghiu a reamintit că recent fostul premier Mihai Tudose și-a dat demisia din PSD spunând că așa nu se mai poate. De asemenea, nu de mult, comisarul european Corina Crețu a plecat din PSD acuzând bătaia de joc generată de Partidul Social-Democrat la adresa României. Aproape nu există instituție publică pe care PSD să nu o sufoce cu incompetenți. Deja s-a mers prea departe, România atacă Uniunea Europeană în timpul președinției rotative. Țara noastră este făcută zilnic de râs de miniștri incompetenți. Soluția este simplă, parlamentarii PSD, care mai au un dram de onoare și responsabilitate față de țară și față de români, să părăsească partidul care distruge sistematic România. Stimați parlamentari PSD din Suceava, urmați exemplul lui Mihai Tudose, a comentat deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu. Mai trebuie remarcat că ultimul plecat din PSD este deputatul Georgian Pop. El a fost șef al Comisiei pentru Controlul SRI. Georgian Pop a declarat la plecare că, de când este președinte PSD, Liviu Dragnea a divizat întreaga societate, inclusiv viața internă de partid.